După o scurtă perioadă de reorganizare, cetatea medievală a Severinului și-a redeschis porțile. Unul dintre cele mai importante monumente din o beta, Turnu Severin a fost luat cu asalt de oameni, iar în numai 10 zile de la deschidere, 1400 de vizitatori și-au făcut apariția. Cetatea medievală a Severinului a fost ridicată la un nivel muzeal, iar statul de monument istoric a fost redat în totalitate prin investiții importante atât din fonduri europene cât și fonduri locale. Deși din data de 15 iulie s-a perceput o taxă de intrare, vizitatorii au înțeles motivele și au luat cu asalt Cetatea medievală, înregistrându-se 1400 de bilete vândute în doar 10 zile. Redeschiderea cetății și perioada care s-a scurs de atunci, respectiv 10 zile, aproape 2 săptămâni, a însemnat o foarte plăcută surpriză pentru cetatea medievală. Astfel, peste 1000 de vizitatori plătitori de bilete cu 5 lei și peste 400 de vizitatori plătitori bilete cu 3 lei au călcat pragul cetății medievale, toți bucurându-se de ceea ce oferă la ora actuală cetatea medievală un spațiu curat, civilizat, dar și un spațiu de cultural și istoric foarte interesant și atractiv. Cetatea medievală a devenit astfel în scurt timp un spațiu în care toți cei care vin se pot bucura de liniște, de curățenie, de expoziții exterioare sau interioare extrem de plăcute. Această structură muzeală a cetății este doar un palier. Vor urma și evenimente culturale, cum ar fi concerte și filme medievale, dar și ateliere pentru copii, în care aceștia pot să învețe dansuri medievale, dar și să tragă cu arcul. Vom organiza și evenimente culturale-artistice pe finalul verii, un festival medieval, apoi prin toamnă vom avea mici concerte de muzică medievală, de dans medieval, ateliere de lucru cu copii, cum se redeschizi școlile. Vom încerca să readucem în spațiile interioare ale cetății medievale ateliere, întâlniri cu public, cu conferințe, să fie un spațiu de dialog cultural și istoric, de potrivă cum este un spațiu de vizitat. Citatea medievală se numără printre cele mai importante monumente ale drobetei și de a se leagă celelalte două nume găsite în denumirea orașului Turno Severin. Locul este plin de poveste și ascunde în spate foarte multe fapte istorice care au definit poporul român. Istoria cetății este bogată și a lăsat în urmă nenumărate povești.